acum de la prin 2012. Am avut primul voluntar de profesie în cadrul rutinelor sau cred că a doua rundă de finanțare al fundației. Am avut trei voluntari de profesie care au fost trei specialiști plătiți de către fundație timp de 6 luni de zile pentru organizație mică ca noastră, a fost extrem de important. Și în 2015 cred că a fost anul de grație pentru noi, relație cu fundația Vodafone, că am avut foarte multe, cred că două proiecte mari finanțate, mari în sensul că undeva la 30.000 de euro ne-au dat bani să mergem la domiciliul pacientului din județul Alba și să oferim servicii de kinetoterapie, de terapie ocupațională, de consiliere psihologică, partea de asistență socială. Atunci a fost anul și ne-a ajutat să facem și o sală de kinetoterapie la chiar la Alba Iulia, pentru pacienții deplasabili care poate să vină către noi. Asta cred că a fost în 2016.